Proaspăt reînființată, echipa CSM Dunărea Giurgiu, pregătită de profesorul George Dumitru, va reintra în curând în divizia B de handbal. Acest lucru a fost posibil datorită municipalității, care a acordat sprijin financiar. Handbaliștii și-au reluat antrenamentele încă din luna august anul trecut, iar din noiembrie au intrat sub tutela clubului municipal. Începând cu 2014, au fost acceptați să dispute meciuri în afara competiției, iar în urmă cu 2 săptămâni au primit acceptul să evolueze în campionat. Totuși, nu ar fi fost posibil fără eforturile depuse de cel supranumit tatăl handbalului giurgiuvean, profesor George Dumitru, care a mai pregătit în trecut echipa. Echipa, să spunem că este nou înființată, dar totodată este veche. Am fost primiți să jucăm pentru CSM Dunărea Giurgiu. Începem acum, deci mai târziu, să spunem că sunt niște meciuri amicale. Nu putem intra în campionat pentru că s-a început campionatul în luna septembrie și suntem acceptați în afara concursului, să spunem, ca mijloc de pregătire pentru la toamnă. Avem promisiunea organizatorilor de la București că vor fi programați sâmbătă și duminică. Avem sprijinul clubului, ni s-a spus, pentru această deplasare. Toate meciurile le vom susține la București cu cheltuieli minime. Echipa se pregătește la școala numărul 10 din oraș, dar meciurile se dispută în București, iar prima partidă va avea loc în weekend. Handbaliștii spun că sunt pregătiți de orice provocare, iar în ciuda faptului că unii dintre ei au serviciu sau se duc la liceu, își dedică timpul pentru handbal și vor să facă performanță. Cum merg antrenamentele? Momentan merg excelent antrenamentele, sperăm să ne menținem în aceeași limită de antrenamente. Din ce în ce mai dese, din ce în ce mai tare. Mai ai și alte activități în afară de handbal? Da, din păcate, cum se practică la noi în Giurgiu, sportivii sunt obișnuiți să muncească uneori chiar și 12 ore pe zi. Nu lucrez încă la liceu, dar dedic foarte mult timp antrenamentului. Ai vrea să progresezi și să evoluezi mai târziu la alte cluburi? Mi-aș dori treaba asta, de când eram mic îmi doresc. Vrei să faci carieră în handbal? Da, de ce nu? Face sportul și este unul frumos. Echipa a mai activat în competițiile naționale până în 2010, când a fost desființată din motive financiare, iar câțiva dintre foștii componenți din lotul de atunci au revenit în angrenajul echipei. Din sezonul viitor, echipa are de gând să promoveze în eșalonul următor.